Noi cu Ion nu facem parte din echipa care merge la Jocurile Olimpice, dar ne-am încadrat perfect într-un maraton al faptelor bune, pentru că Postul Național de Televiziune, după cum bine știți, a lansat deja campania Moldova 1 în parte speranță, iar în cele ce urmează cunoaștem o nouă familie pentru care am adus surprize. Sărbătorile pascale au devenit puțin mai fericite și pentru familia Bruma, care are la dispoziție resurse limitate, iar banii pe care câștigă părinții sunt repartizați strict pentru lucruri esențiale. Alina, mama copiilor, spune că de jucării nu prea ajunge. Câți copilași aveți dumneavoastră? 7. 2 de acum sunt, au majoratul, îți plecați, nu sunt cu noi. 5 fac, clasa 9, 7, 5 și 2, unul are 6 ani și acesta micuță are 1 an și jumătate. Să fii sănătoși, asta e principal. Suntem în gospodăria unei familii numeroase. Tatăl este angajat în câmpul muncii, dar totuși are un salariu minim și primesc și ajutor social. Mămica este la domiciliu, este o familie responsabilă și copiii sunt bravo, se ocupă cu diferite activități extrașcolare. Astfel, maratonul faptelor bune a ajuns și în casa familiei Bruma. Cerapii, șcării, caiete. Emoționați, dar timizi, copiii au mărturisit că s-au bucurat nespus de mult de surprize. Ne bucur de haina ta, că e una frumoasă. Vei purta-o tu? Da. Suntem foarte fericiți că mai avem, să avem mai multe rechizite școlare, să fim mai pregătiți pentru școală. Daniel, care învață în clasa 9, vrea să îmbrățișeze meseria de bucătar, dar este pasionat și de sport. Visul meu de mic copil era încă să deviu un bucătar. Și acum cu acesta mă ocup, gătesc mâncare. Surorile ce zic atunci când tu le gătești? E foarte gustos. Sportul meu, în general, este basketul. Noi tot așa în liceu, noi ne ocupăm cu basketul. Și în timpul liber ne ocupăm cu ciclismul. Iar Maria peste ani se visează cântăreață. Sunt pasionată de muzică, îmi place muzica și în viitor vreau să devin cântăreață. Campania de Paște organizată de Moldova 1 în parteneriat cu Roundtable a adus multe zâmbete în familia Bruma. Ne planificăm să mergem în cât mai multe localități, în mai multe localități din Moldova, ca să putem să ajutăm cât mai multe familii și asta este scopul nostru, și ne dorim ca să facem proiectul, să organizăm proiectul în fiecare an. Mulțumim foarte mult echipei Moldova 1 pentru că a fost alături de noi și este în continuare în toate proiectele pe care le facem, în special în acest proiect. Și dumneavoastră puteți bucura un copil. Moldova 1 vă îndeamnă să fiți generoși și să mergeți în familiile nevoiașe pentru a duce și în casele lor spiritul sărbătorilor pascale.